Biserica Sfântul Nicolae din localitatea Giurgiuveană Drăgănescu se află la 28 de kilometri de București și este locul unde periodic vin sute de pelerini pentru a asista la slujbele deosebite care se țin aici, dar și pentru a admira picturile create de cel care a fost părintele eromonah, teologul și artistul Arsenie Boca. La fel s-a întâmplat și acum, la 23 de ani de la plecarea în lumea celor drepți, a celui care în anii 80 profețea vremurile grele. Un sobor impresionant de preoți condus de preasfinția sa, dr. Ambrozie, episcopul Giurgiului, a oficiat o slujbă religioasă cum rar poate fi văzută, de aici și prezența sutelor de credincioși. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Cei care au venit pentru prima dată la biserica din Drăgănescu au rămas impresionați de picturile interioare, de peisajul care înconjoară lăcașul de cult, dar și de faptul că s-au simțit mai împliniți sufletește. Foarte frumos! Mă bucur că am avut ocazia să particip la asemenea evenimente în cadrul episcopiei noastre și mie îmi place, mă liniștește foarte mult aceste evenimente și îmi simt că prind putere să realizez în continuare ceea ce îmi propun și ceea ce doresc să realizez. Deși biserica din Drăgănescu este o simplă bisericuță de sat, păstrează încă în memoria vie a comunității evlavia și credința celui care a pictat-o, Arsenie Boca.